Inundațiile produse de cantitățile uriașe de precipitații căzute în ultimul timp au făcut pagube în județul Mehedinți. Este vorba despre porțiuni de terenuri arabile din zonele importante ale județului. Spre exemplu, la Broșteni au fost afectate aproximativ 180 de hectare. Cele mai mult au fost afectate porțiuni de teren arabil, însemnând aproximativ 180 de hectare la Broșteni. Și este o zonă destul de însemnată, dar ne bucurăm că n-am avut pierderi omenești, pentru că asta e cel mai important, și au fost afectate câteva porțiuni de drum comunal. În momentul de față, reprezentanții apelor române mehedinți verifică pagubele produse în urma inundațiilor. Din fericire, acestea nu au fost majore la nivelul gospodăriilor.